există și români care n-au o bormașină în casă. Tu îi întâlnești în magazinele de bormașini căutând să cumpere una. Până de curând m-am numărat și eu printre cei fără bormașină. Am intrat în rândul lumii când a stat la mine un nepot de la țară câteva luni, până și-a dat el seama că nu prea sunt locuri la munci agricole în București. Bine crescut, cum sunt oamenii de pe acolo, ca să nu vină cu mâna goală, mi-a adus o bormașină. Zicea că toți țăranii au început să-și vândă drujbele cumpărate când era moda drujbelor și își iau acum în loc bormașini. Aș fi rămas singurul fără bormașină din tot blocul și poate și din tot cartierul. Toți vecinii mei au bormașină, chiar și bătrânica de deasupra. Una mai micuță, după puterele ei, scoate un bâzit tare delicat. Și toți găsesc mereu ceva de găurit prin casă. A început, am urlat de indignare, am bătut în calorifer, am sunat la ușă. Degeaba. Am ripostat cu muzică simfonică, dar n-am reușit decât să-i întărât și mai rău. De câteva ori am sunat la poliție să-mi reclam vecinii perforatori. Dar pârnâiau mașinile alea așa de tare că polițiștii nu înțelegeau nimic din ce spuneam. A trebuit să mă las pe gubaș. Acum îmi pun vată în urechi și îmi văd liniște de treabă. Am destule clipe de liniște ca să-mi înregistrez momentele și spițele când vecinii se întrerup din găurit ca să schimbe burghiile. N-am de ce să mă plâng. De câțiva ani, de când a început isteria, am tot auzit mașini găurind pereți pe la toate blocurile pe unde am stat. Și până la urmă m-am obișnuit cu ele, chiar devin puțin nervos dacă nu le aud. Și atunci, indiferent de oră, scot bormașina de la nepotul meu, îmi administrez câteva zbârniel și pe loc mă liniștesc. M-am întrebat mereu ce demon al găurilor îi bântuie pe toți oamenii ăștia care nu se mai opresc din sfredelit. Am umblat prin magazinele de bormașini, am intrat în vorbă cu vânzătorii, cu muncitorii care lucrau cu bormașini prin oraș. M-am oprit pe sub balcoane și am ascultat bormașini până am început să visez bormașini și burghie, dar tot n-am găsit răspunsul. M-a lămurit vecinul meu Iremia, un găuritor infatigabil. Altfel e un om de treabă, m-aș fi avertizat să nu mai dorm la perete, că nu știi cum îl fură pasiunea și scapă burghiul partea astralaltă la mine. L-am întâlnit la un mare magazin de bormașini. Tocmai își mai cumpărase una, să aibă patul. Să-i dea și copilului să fie acolo. Mă rog, nu e el singur de pe scară care nu-și plătește întreținerea pentru că dă banii pe bormașini. L-am întrebat ce tot are de găurit atâta prin casă. Și mi-a răspuns zâmbind. Păi e casa mea. Și iar a zâmbit, într-un fel irezistibil și elocvent. Deci asta era. Am înțeles pe loc, din privirea lui. După ce ai dobândit într-un fel sau altul o casă, casa ta, proprietatea ta, nu mai poți face nimic cu ea, decât ori o vinzi, ori îi dai găuri. Găuritul cu bormașina e cea mai populară formă de manifestare a proprietății. Eu, dacă stau cu chirie, nu pot să mă apuc de găuri pereții. Proprietarul nu-mi dă voie să bat niciun cui. Trebuie să păstrez casa așa cum am luat-o în primire. Dar nu mă oprește nimeni să scot bormașina și așa, în dorul proprietății, să mă prefac și eu că dau găuri în pereți. Cam în felul în care plutonierul de la postul de poliție de la mine din sat umbla prin casă în uniformă de colonel.